așa, punem usturoiul, după aia venim cu o greblă și îl acoperim un pic. Îl punem la sfoară, pentru că am puțin dipus, nu am mai adus marcatorul ca să-l trag la marcator. Aici am dat încă o dată cu freza ca să incorporăm gunoiul și cam asta este. Mai pui benzină. Nu? Vrei să meargă? Hai, lasă. Asta e. Cum să zici? Că nu uiți să-i pui benzină? Pana prostului, nu? Cam așa am pățit eu. Auză-l ce sună. Bă, leu și... Băiete, mă gândeam, cum ai nu mai merge? Început să se gâlgâie, să neșe, să tușească. Auto și sătiare, ia, bă, leu. A, ce zici? Era normal ca să... Vezi, poate îi spar rezervorul. Mă, cum și îi spar rezervorul? Tu n-auzi că eu nu am uitat să-i mai pun benzină de... Că la gunoi, eu am dat pe acolo cu freza. Deci cât în cap? 5 litri? 6 litri în cap în ăsta. Ei, că se uita. Ai închis? Ei, nu. Acum. Da? Luați aminte. Ce? La pană. Are de minte, nu? La pană. Pana prost, dar fii atent, nici măcar ce să rămână, dar ce să rămână, uite. Am terminat de pus usturoiul. După cum puteți vedea, am început deja să-l și acopăr. Îl acoperăm cu dosul la o greblă. Ia uitați, avem 1, 2, 4. Eu merg pe mijlocul ăsta, adică două rânduri la deal, două la vale, cu grebla trac și le acopăr. Cum procedez eu? După ce am dat cu freza, ați văzut, le-am pus la sfoară sau se pot pune cu marcatorul, se poate trasa cu marcatorul. Ai trasat și pui pe urma marcatorului. Distanța între un cățel de usturoi și altul, da? Între căței de usturoi pe rând, am undeva un 10 cm, 10-12 cm. Distanța între rânduri undeva la 50 de centimetri. Eu pun doar 50 de centimetri cât se pot trece cu o prăjitoare micuță manuală
pentru a-l prăși când intervalele și distanța dintre plante, cum am zis, dintre căței de usturoi, deci dintre plante undeva la 10-12 cm, tot la fel pentru a putea trece cu o sapă micuță să le prășim. Acum, continuăm cu acoperitul, da, tragem un picuț de pământ, undeva la o adâncime de vreo 6-7 cm în momentul ăsta și vedem ce o să fie. Vedeți, acum trag cu spatele la greblă, cu dosul la greblă, foarte puțin, i-am acoperit. Vedeți așa. Cam asta este. Noi am dat mai mult cu freza, urmează să dăm toată suprafața asta, sunt undeva vreo 60 de ari, cred. Nu aș vrea ca să mai bag un tractor, pentru că tractoarele sunt mari, sunt foarte grele și aș prefera să-l dăm cu motocultorul, cu freza. Da, cam atât de la usturoi momentan, o să ne revedem.